Recunoașteți expresiile pe vremea mea versus lasă, nu știi dumneata. Prima a fost civilizația agrară, a doua a fost civilizația industrială în care m-am născut eu și acum e civilizația informațională. Se schimbă atât de rapid încât cei care sunt tineri acum nu fac față. În momentul ăla am început să o iubesc. Mi-am dat seama că eu până atunci o respectasem, o admirasem, dar nu o iubeam. Oare de ce ajungem noi să semănăm cu părinții noștri? Păi de multe ori pentru că pur și simplu îmbătrânim. Avem nevoie să dăm vina pe cineva pentru ceea ce suntem astăzi? Uite de ce sunt eu așa. Pentru că în copilărie taică mi-o țipa la mine. Ajungem să ne vedem de Paști și de Crăciun. Când vin acasă, dacă vin, stau 2-3 zile, după care mi-e spun că au treabă, trebuie să întoarcă. Că trece pieton, se făcuse roșu pentru el, el mai avea de traversat jumătate. Unul dintre cei care treceau pe lângă mine cu mașina îl înjură de la volan și îl recunosc. Deci era actorul Mircea Albulescu. De-aia trebuie să te cunoști cu adevărat, ca să nu te minți, să nu te autoamăgești. Nu doar copiii au părinți, ci și adulții au părinți. Chiar și părinții la rândul lor au și ei părinți. Atunci când ești copil, accepți că ești mic și e firesc să asculți și să faci tot ceea ce îți cer părinții. Dar cum stau lucrurile atunci când ești un adult cu părinți sau un părinte care are și el la rândul lui părinți? Există o prăpastie de când lumea între generații. Cu toate astea, știți vorba românească, așcheia nu sare departe de trunchi sau ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Tendința este de a copia de la părinți fix ceea ce nouă nu ne place la ei. Probabil că și ei au făcut același lucru, la rândul lor au copiat fix ce urau mai tare la părinții lor. Și te trezești că ai gândire, prejudecăți, automatisme, comportamente ca moșii și strămoșii tăi de la 1800. Până unde? Cine e dispus totuși să rupă lanțul? Cu trecerea timpului preluăm inconștient aspecte care nu ne plac la părinții noștri. Devenim insistenți, uituci, intruzivi, agasanți, a toate știutori. Ajungem să semănăm cu ei, ne spune Dumitru Borțun. Dar cel mai mult în acest conflict al generațiilor, de fapt, ne place să avem dreptate. Să fie ca noi. Ei, părinții, cred că sunt mai înțelepți. Noi, copiii adulți, ne considerăm mai actuali, mai upgradați. Singurul mod de a obține ce e mai bun dintr-o ceartă este să o eviți. Noi vrem să trăim așa cum vrem. Ei știu să trăiască așa cum trebuie. Lor le pasă de ce spune lumea. Nouă cel mult de reacțiile din social media. Adevărul este că încercăm să ne schimbăm unii pe alții. Să ne impunem. Mai pe românește, ne băgăm unii în viața altora. Ne e greu să înțelegem perspectiva celuilalt. Certurile în familie sunt lucruri pline de amărăciune. Nu respectă niciun fel de reguli. Nu sunt ca durerile sau rănile, ci mai mult ca niște crăpături în piele ce nu se vindecă pentru că nu e destul material. Poate ar fi mai bine să ne iubim și să ne acceptăm așa cum suntem. Nikita Stănescu sugera că în dragoste, cine are mai mereu dreptate, e un om singur. Ce vrem de fapt? Vrem relație sau vrem să avem dreptate? Te aștept să interacționăm. Mă bucur să-l am astăzi ca invitat pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, doctor în filozofie și profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Cu mare plăcere. Aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră profesională, dar și de viață, care sunt mai complicate, relațiile publice sau relațiile de familie? E interesantă întrebare. Din perspective diferite sunt la fel de dificile și de complexe. Relația de familie este o relație pe un teren cunoscut, cartografiat, cam știi care sunt pozițiile fiecărui membru al familiei, cam știi ce așteptări, cam știi ce așteptări are fiecare, te poți adapta la așteptările lor, poți să le dezamăgești, depinde care ți-e scopul în interacțiunea cu membrii familiei. Dar relația de familie este ușurată totuși de un context restrâns și cunoscut. Are niște limite binevenite, pentru că nu intri într-o oare cine o fi ăsta, ce background are, ce intenții are, ce crede despre mine. Toate aceste întrebări pe care ne le punem
când ne întâlnim cu un străin. Cu un om familiar, adică cu care suntem familiari printr-o experiență comună, nu avem întrebările astea decât foarte rar când simțim că celălalt nu gândește așa cum credeam noi. Și atunci, de regulă, între frați se întâmplă așa. Și atunci apare o discuție mai serioasă, ceea ce se numește discuție de principii. Când ne punem fiecare, ne etalăm, ne punem pe masă principiile. Unul spune că el e cu adevărul, cu dreptatea, cu onestitatea, celălalt spune și eu sunt cu adevărul, cu dreptatea, dar înțelege altceva prin ele. Și atunci apare ceea ce se numește ceartă între frați. Pe urmă, este vorba de conflictul dintre copii și părinți, care este inevitabil, este inerent. Deci cam asta e cu familia. Când este vorba de relații publice, vorbim de publicuri diferite. Sunt oameni care au rămas în secolul trecut și care continuă să spună opinie publică. Opinia publică de acum 50 de ani s-a spart în ultimele decenii în foarte multe publicuri, foarte diverse, multe și diverse. Cum le spunem noi acum în zona online, cumva bule sociale. Acele bule. Uh-huh. Acele bule sociale. Și tu când te adresezi unui anumit public, trebuie să știi cu cine vorbești. Adecvat la așteptările lui, publicului sau interlocutorului, adecvat la structurile lui cognitive, la structurile lui de valori. Evrei așteptau un mântuitor care să intre pe un cal alb și să cucerească puterea și să elibereze Israelul de ocupația străină. Și au avut o surpriză. Și au avut o surpriză. A apărut un bărbat tânăr frumos, dar pe un pui de măgăriță și cu o haină de aia, o cămașă de aia țărănească pe el. În momentul ăsta, sigur că au zis, nu poate fi mântuitorul, fiindcă așteptările lor erau greșite. Dacă ar fi citit prorocii, aveau așteptări corecte, dar nu-i citiseră. Toate lucrurile astea presupun mai mult exercițiu și mai multă educație. Vedeți acum care e diferența? Pentru a comunica în familie, n-ai nevoie de o facultate și de un masterat. Dar pe de altă parte, și acolo e complicat, pentru că acolo trebuie să mergi pe multă intuiție, pe multă empatie, pe multă compasiune, pe capacitatea de a te pune în locul celuilalt. Deci fără iubire și fără alte sentimente care sunt un fel de lubrifiant în relație de familie, ele nu funcționează. Care credeți că ar fi, după opinia noastră, principala cauză pentru care se creează o prăpastie așa între generații? Bună întrebare, că ați folosit cuvântul prăpastie. Pentru că dacă n-am folosit, ar fi o chestie banală. Prăpastie apare atunci când societatea face un salt înainte, părinții care au fost formați în epoca anterioară nu mai prind aceste noi modele, nu le pot asimila, nici nu le înțeleg de multe ori. Dar sunt diferite sau ele sunt opuse? Total? Nu, sunt complet noi. Problema nu întotdeauna sunt complet opuse. De multe ori sunt incompatibile. Trebuie renunțat la vechi. Și noi aici greșim. O serie întreagă dintre compatrioții noștri trăiesc încă într-un trecut construit în capul lor, trăiesc într-o legendă. Se numește în istoria și filozofia culturii, se numește vârsta de aur. E mitul vârstei de aur că am fost cineva cândva, am fost ceva minunat, nu mai suntem, dar putem să redevenim ce am fost. Zicala cu așchia nu sare departe de trunchi? E valabilă în plan psihologic. E înalt, ca taică-sa, da? E frumoasă ca maică-sa. Astea sunt daturi fiziologice, dar care se combină întotdeauna cu daturile psihologice. Felul de a fi, temperamentul și așa mai departe. Astea se moștenesc. Doar că un copil este produsul mai multor factori. Pe de o parte este produsul familiei sale, fără discursuri explicite despre un copilul vede și se imprimă în el. Deci e o primă formă de educație în familie prin respirație. Ce inspiră copilul? Doi, restul, știți cum se spune, ca să crească un copil nevoie de un sat. Tot satul, vecinii, copiii vecinilor. Te joci cu copiii vecinilor. Și contează contextul foarte mult. Contextul. Cu preotul, cu biserica, cu
pastorii de la biserică, cu căminul cultural, dacă există, că au fost perioade în care exista și chiar făceau activități culturale, primăria, autoritățile locale, toate astea contribuie la un climat, la un context, cum spuneți dumneavoastră, care se imprimă în caracterul copilului. Și mai e un aspect, epoca. Toată epoca, cu ultimele ei cuceriri, cu rezultatele ei în știință, în tehnică, în educație, cu, în cultură, în realizări culturale, există un spirit al epocii. Nemții spun Zeitgeist, spiritul epocii. Care se transmite. Care se transmite copilului, dar nu părinților. Fiindcă părinții s-au format în altă epocă în care era alt spirit al epocii. Deci contează cumva și timingul. Timingul contează enorm. Iată de unde apar diferențele. Tu îi dai capital cultural din familie. Mai intervine satul, adică contextul, anturajul, și mai este epoca. Ori epoca te dezavantajează ca părinte. Tu nu mai poți să-i transmiți la scara 1 pe 1 capitalul tău cultural, pentru că intervine epoca. Cu alte valori, cu alte ierarhii de valori. Și se suprapun. Se suprapun și se înlătură, pentru că tu îi fii cu o ierarhie de valori în care, de pildă, familia e pe primul loc și copilul tău percepe altă ierarhie de valori, din școală. Cariera e pe primul loc. Înseamnă conflict de valori. Știți care e necazul și acum ajungem la prăpastie, ca să vă răspund la întrebare totuși. Da. Știți cum e cu filozofii. Îți răsum până uiți ce ai întrebat. Deci acel spirit al timpului e atât de nou în raport cu ce au pomenit părinții, încât părinții nu mai pot să înțeleagă limbajul epocii copiilor lor și limbajul copiilor. Nu mai pot înțelege meseriile pentru care lucrează, nu mai pot înțelege din ce câștigă. S-au schimbat rapid. S-au schimbat atât de rapid. Știți cum spune Elvin Toffler în Șocul Viitorului? Prima a fost civilizația agrară, a doua a fost civilizația industrială în care m-am născut eu și acum e civilizația informațională, care vine cu alt design, cu alt aranjament de valori, de preocupări, de meserii. S-a schimbat atât de rapid încât cei care sunt tineri acum nu fac față, nu țin pasul. Nici tineri de astăzi nu țin pasul. Pentru că nu au fost educați pentru adaptabilitate, pentru flexibilitate psihologică, pentru capacitatea de a vedea tendințele, pentru nostalgia viitorului, cum spunea Elvin Toffler. Noi și acum vorbim despre bătăliile cu turcii, despre cum, cine a fost înainte în Ardeal, ungurii sau românii, cine... cum a fost comunismul, noi tot ne referim la trecut, dar nu ne vorbim despre viitor. Iată de ce avem o problemă cu perceperea viitorului, toți românii. Avem o problemă cu gândirea pe termen mediu și lung, avem o problemă cu gândirea strategică. Noi nu știm cum va arăta România și nici nu ne-am întrebat cum ar trebui să arate România peste 20 ani. Suntem blocați în trecut? Da, suntem blocați. Ori nu ne adaptăm prezentului, că atâta timp cât nu te simți bine acum, e clar că tu acum ar trebui să construiești ceva pentru viitor. Așa. Dacă tu nu ești ancorat în prezent, n-ai nicio șansă să te pregătești pentru ce urmează. Așa gândiți dumneavoastră, că sunteți un om modern. Dar majoritatea oamenilor suferă. Suferă de sărăcie cruntă, suferă de lipsă de educație. Când ești la nivelul elementar al nevoilor, pe piramida lui Maslow, dar nevoile fiziologice, elementare, hrană, adăpost, îmbrăcăminte, dacă nu mi le-am satisfăcut astea, cu hrana și cu adăpostul. Niște trepte. Da. Nu mai pot să ajung la trepta următoare. Exact. Și nici la cea din vârf, autorealizarea mea ca persoană. Spuneați așa, și vreau să citez. Cu trecerea timpului preluăm inconștient aspecte care nu ne plac la părinții noștri. Devenim insistenți, uituci, intruzivi, agasanți, a toate știutori, ajungem să semănăm cu ei. Cât credeți că este preluare de comportament și cât genetic? Da. E și bineînțeles, și genetic, și preluare de comportament prin imitație. Copilul mic a văzut cum imită. Tot. Să încalță în pantofii lui taică-su, fetițele în pantofii cu toc al mamei. Da. Se rujează cum face mama. Există o întreagă ramură în psihologie, se numește psihologia vârstelor sau psihologie transgenerațională,
pentru că este o ramură a psihologiei care studiază diferențele și lucrurile comune dintre generații. Este cam foarte aproape de tema emisiunii dumneavoastră. Și atunci să vedem, oare de ce ajungem noi să semănăm cu părinții noștri? Păi de multe ori pentru că pur și simplu îmbătrânim. Știți ce îmi spunea un prieten de curând? Acum două seri am avut o discuție telefonică mai lungă. Și îl felicitam pentru copiii lui. Foarte bine realizați. Și spuneam, zic, eu știu din Biblie o vorbă. Pomul bun se cunoaște după roadele lui. Ce da, e ceva și vă mulțumesc pentru aprecieri, dar să știți că tot timpul am avut în mine sentimentul că sunt în urmă în raport cu copiii mei. Cum adică? Zice, încercam să-i prind din urmă pentru că simțeam că se schimbă, că de la o vârstă la alta ei sunt altcineva și când ajungeam și eu să-i înțeleg la vârsta aia, deja deveneau altcineva și eu. Iar eram rămas în urmă. Deci a avut acest sentiment că aleargă după vârsta copiilor. Un soi de urmărire. Un soi de urmărire. Am auzit la un moment dat un dialog. Cineva cu care vorbea la telefon zice, da, sunt la București, am venit la fiume aici, la facultate, să rezolv treaba aia. A, da, și la ce facultate îl întreabă ăla? Și el zice, e la relații internaționale. Facultatea se numește de comunicare și relații publice. E o meserie nouă, care a apărut în România după Revoluție, după 1989. Acest om își ținea copilul la facultate cu eforturi și cu sacrificii. Și nu știa la ce facultate este. Și atunci, care e sfatul meu? Domnul Fuduru, sunt lucruri simple pe care le poate face un părinte. Mai vedeți numai ce citesc. Mai deschideți o carte. Poate în lipsa lor, nu trebuie să fie de față. Vedeți cu ce se ocupă și ce îi preocupă. Pe urmă, vedeți ce ascultă, vedeți ce muzică le place. Încercați și dumneavoastră să o ascultați. Că nu trebuie neapărat să ascultăm manele și muzică lăutărească și Dan Spătaru și Mirabela Dauer. Putem să evoluăm și noi. Numai așa putem să ținem legătura cu ei. Altfel și ce se va întâmpla? Distanța asta dintre părinți și copii se va... Și din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare. Și la un moment dat o să ajungem să ne facem semne de pe un mal pe altul. Ei ne explică niște lucruri și noi nu înțelegem ce vor să ne spună și ajungem să ne vedem de Paști și de Crăciun. Când vin acasă, dacă vin, stau 2-3 zile, după care ne spun că au treabă, trebuie să se întoarcă. De fapt, ei nu mai au ce vorbi cu noi și nici noi nu mai avem ce vorbi cu ei. De ce? Fiindcă nu ne-am ținut după copiii noștri. Am făcut eforturi să-i ținem la școală, să învețe limbi străine, să învețe un instrument, să învețe tot felul de lucruri sau performanța sportivă, cum e cazul acestui băiat, Popovici, David Popovici. Vă dați seama păi ce merite au părinții lui în treaba asta? Ca și părinții Simonei Halep. Niște oameni extraordinari care și-au dedicat viața carierei copilului lor. Mult sacrificiu. Mult sacrificiu. Și bani, și timp. Și bani, și timp, și energie. Și renunțări. Când faci asta, renunți la alte bucurii ale vieții. Deci toate lucrurile astea sunt minunate pentru că s-au ținut după copilul lor. De ce nu facem toți așa? Să încercăm să vedem care sunt calitățile lor prin care se pot realiza în viață. Care sunt aturile lor să îi ajutăm să le dezvolte. Nu facem asta. Ca să nu mai zic că ajungem să nu-i mai înțelegem. Asta e partea cea mai rea. Și vor deveni niște străini. Auzi, relații internaționale. De ce credeți că, în general, părinților le pasă atât de mult de ce spune lumea, între ghilimele? Pentru că mulți consideră că urmașii lor sunt un fel de prelungire a lor și îi reprezintă în lume. Și că e foarte important ce spune lumea, așa cum e important ce spune lumea despre casa ta. Sunt sate în România în care scopul principal e să-ți faci o casă cu un metru mai înaltă ca a vecinului. Sau turnul să fie mai ascuțit? Mai ascuțit puțin, să fie deasupra. Concurența asta pe obiectele de care ne înconjurăm, nu pe cine suntem, pe ce avem. Dacă
sunt atât de mândru de obiecte din jurul meu, cum este o casă, cum este o mașină, îmi obiectualizez și nevasta și îmi obiectualizez și copiii. Da. Și atunci e foarte important ce spune lumea despre ei. Mama mea mă întreba ce am mai învățat, pentru că așa era educată, avea dragostea adevărului. Pentru ea cunoașterea era o activitate foarte importantă a omului, iar adevărul era o valoare fundamentală. Niciodată nu și-a pus problema ce o să ieșim, ce poziții sociale vom ocupa, ce poziții... Se gândea la realizarea noastră profesională ca parte a realizării umane. Ea ne spunea de mici, știam că dacă vrei să te realizezi ca om, trebuie să te realizezi în profesie. Vedeți, la facultate, când m-am dus la facultate filozofie, eu aveam o cultură cam de cenaclu literar, așa, până în anul 2, când am luat cunoștință cu filozofia științei și am început să facem materii de logică și de argumentație. Și când mi-am dat seama că eu sunt rămas în urmă în aceste domenii, am renunțat la activitățile astea, care erau de fapt pierdere de timp. Talent de poet nu aveam. E bine dacă ne urmăresc și tineri sau adolescenți. E foarte important ce ideal de viață ai. Idealul de viață este cel care reglează pe tăcute toate celelalte opțiuni ale noastre. Din păcate, nu-l putem exprima foarte clar în cuvinte. Știți cum e idealul de viață? E ca un soare care se întrevede printre nori. Așa, ca la Vasile Alexandrii. Nu e foarte evident. Dacă întrebi oamenii, acum faci un sondaj, care e idealul lor de viață, veți primi 80% din răspunsul să fiu fericit. Răspunsul verbalizat ăsta este o banalitate. Dar ce înseamnă a fi fericit e foarte greu să-ți explice fiecare în parte. Fiindcă idealul de viață e mai mult de natură afectivă și axiologică. Stă pe sentimente și pe valori. De multe ori, idealul de viață este ok, obiectivele sunt cele morale sau cel puțin legitime, mijloacele pe care le folosim pentru a ajunge la ele pot fi morale sau imorale, legitime sau ilegitime, legale sau ilegale. Aici apar diferențe. Ați amintit și partea afectivă mai devreme și aici m-ar interesa, dacă ne puteți spune sigur, care a fost de fapt relația dumneavoastră cu mama? Pentru că, fiind învățătoare, ne-am putea aștepta că poate a fost un pic mai rece. Da, așa mai... a fost. Așa și fost. Pentru că pentru noi ea era principiul autorității, nu tatăl. Tatăl era destul de lejer, glumesc, îi plăcea să glumească. Crea atmosferă. Crea atmosferă, o mai lua peste picior. De ce mai corectez, mă, lucrările alea? Dă-le 10 la toți. Sunt copii. Păi ea o enerva treaba asta. Te-am mai auzit cu chestia asta, te rog frumos să nu mai spui, lasă-mă, bate. Deci, cam ăsta era taică-mea. Și stătea mai puțin pe acasă, îl vedea mai rar. Cu ea stătea mai mult, ea ne-a format caracterul, dar era foarte normativistă. Adică ce făcea la școală, venea și continua acasă. Ați preluat din lucrurile astea, apropo? Am preluat. Și cât de mult? Normativist. Destul de mult, dacă stau de vorbă cu fiica mea. Fiica mea îmi spune și acum că am fost foarte normativist. E excelent că aveți dublu rol astăzi. Și partea de părinte a unui adult și partea de copil. Povestesc ce făceam copil fiind, dar am avut o revelație într-o seară când s-a stins lumina. Radio, nu, televizor, nu, vă dați seama. Computer nu a apărut. Și începe să ne povestească și ajunge vrând nevrând la balurile din timpul adolescenței sale, când venea de la școala normală de la Pitești în vacanță în satul natal, cum dădeau serbări, cum dădeau baluri, dar balul era întotdeauna după o serbare care însemna recitări. Ea a recitat Regina Ostrogoților și toată sala a plâns și ne uitam unii la alții, o descopeream pe maică mea. Nu mai era acel principiu al autorității. Era o fată, o domnișoară care avea activități, era apreciată,
Iar la bal devenea regina balului. Că toți băieții, sau majoritatea băieților, îi scriau numele pe niște cărți poștale care se cumpărau acolo. Și ne-am uitat la ea cu alți ochi. În momentul ăla am descoperit femeia din ea, fosta fetiță, fosta domnișoară, și în momentul ăla am început să o iubesc. I-am dat seama că eu până atunci o respectasem, o admirasem, dar nu o iubeam. Am început să o iubesc în momentul când am descoperit-o ca om. Iată de ce este bine ca de multe ori în relația cu copiii noștri să ne mai și vulnerabilizăm puțin. Nu e nimic grav dacă arăți o vulnerabilitate. Ai ceva vulnerabil. E teamă că devenim slabi dacă suntem... De-aia nu o facem. Părinții care greșesc sunt foarte puțini care sunt capabili să recunoască că au greșit și să-și ceară scuze în fața copilului. E copil. Ce, să-mi cer scuze în fața lui? Da. Și dacă ai greșit, cere iertare. Nici nu știți cât contează la copil treaba asta. În primul rând că se simte apreciat ca persoană, numai un simplu obiect sau o gură de hrănit acolo. Doi, începe să te admire, pentru că vede că ești un om moral, un om cu caracter. Recunoști că ai greșit, ai puterea să recunoști și mai ai și puterea să-ți ceri scuze. În fața cui, în fața lui. Este extraordinar. Asta creează o legătură pe toată viața între părinte și copil. Puțin părinți și lucrul ăsta. Apropo de asta, cum vedeți reproșurile pe care cumva le fac copiii sau adulții copii, părinților, și spun, uite, eu am rămas cu niște traume din copilărie, ești de vină? Copiii ăștia sunt infectați de o modă. E la modă să gândești în termen de psihanaliză. Dom'le, prima copilărie a fost abuzat în copilărie. Cum abuzat? Nu neapărat sexual. Abuzat că a fost bătut. S-au abuzat fiindcă i s-a vorbit urât. S-au abuzat pentru că i s-a spus prea des nu. Nu trebuie să mai vorbești cu nu. Formulează-i negațiile în fraze pozitive, afirmative. Toate lucrurile astea le găsiți în orice carte de parenting pe care o găsiți, sunt pline librările de ele. E un trend. E un trend. Părinții tineri le cumpără, le citesc, și ajung să fie foarte atenți. Ia, uite de ce sunt eu așa. Pentru că în copilărie taică mi-o țipa la mine. Deci le folosesc mai mult lor decât o să le folosească copiilor exact. Lor. Exact. În loc să le aplice la copiilor și să... Așa, încep să-și facă ei propria anamneză și să spună, iată. Și încep să arate cu degetul spre părinți și de multe ori ca să le reproșeze. Avem nevoie să dăm vina pe cineva pentru ceea ce suntem astăzi? Din e o justificare? Păcate. Din păcate, simțim nevoia să ne justificăm. În loc să ne cunoaștem cu adevărat și să luăm măsuri, că de-aia trebuie să te cunoști cu adevărat. Ca să nu te minți, să nu te autoamăgești, să nu te îmbezi cu apă rece. Cu privire la tine. Trebuie să știi cine ești, unde mai ai de rezolvat. Am de cusut aici, mai am de asupat aici, mai am de albit aici. Deci o serie întreagă de tare pe care le avem și pe care trebuie să le depășim, nu să le justificăm. Pentru că justificarea te face să te mulțumești cu ce ești. Nu mai încerci să te schimbi. Ori de multe ori, teama de a te schimba sau comoditatea. Nu vreau să mă schimb. Și mulți vin cu treaba asta. Sunt eu însumi. Vreau să rămân eu însumi. Eu nu mă schimb. Aceste lucruri infantile, de fapt, sunt niște reacții copilărești, fac ca omul să nu se schimbe. Justificările sunt un bun calmant pentru chestia asta. Una e să explici, alta e să justifici. Atențiune că e o mare diferență și mulți români le confundă. Dacă încerci să explici ceva, nu e cazul să te justifici, nu e nevoie. Am înțeles. Măi, nu mă justific. Încerc să explic. Explic de ce am făcut așa. Exact. Facem o confuzie des. Cu impresia că gândesc așa sau că nu. Am făcut așa pentru că m-am bănuit că am presupus în mod greșit că tu vrei cu tare lucru. Sau... Deci îți explic. Nu, zice, nu te mai justifica. Această confuzie între explicație și justificare se explică așa. Fiindcă foarte mulți semeni de-ai noștri simt nevoia să se justifice. Să înconjoară în viața lor cu ziduri de justificări, până că nici nu-i mai vezi. Sunt în
într-un turn de justificări. Nici nu mai știu care e la adevăratul. De ce? Pentru că au vrut să rămână ei înșiși. Și justifică toate lipsurile, toate, în loc să treacă la depășirea lor, le justifică și să opresc aici. Ori explicația are alt rost. Explicația are rost de cunoaștere. E, dragostea adevărului e mai greu de găsit la semenii noștri. Să vrea să cunoască adevărul inclusiv despre înșiși. De ce? Ca să știi unde umbli. Unde coși. N-ai cum să te corectezi dacă nu știi. N-ai ce să corectezi. Da. Deci una este să vrei să explici ca să te depășești și alta este să vrei să justifici ca să rămâi cum ești. Da. Vedeți cumva cicăleala ca o formă de iubire, dar așa ascunsă? Da, e o iubire necontrolată. E o iubire invazivă care intră peste sufletul celuilalt și nu-l mai lasă, îl sufocă. Este genul ăsta de iubire de care celălalt fuge. Sunt bărbați care s-au infantilizat pentru că au trăit lângă o soție mămoasă. Dacă o faci din dragoste, sufocându-l pe celălalt, îl faci să plece de acasă în loc să devină partenerul. Dar de ce suntem așa de generoși în a critica și mai puțin generoși atunci când ar trebui să arătăm apreciere? Ține de generozitatea noastră, modul de a fi bun. Și asta nu poate schimba. Sunt oameni buni și oameni răi. Sunt oameni răi în cerul gurii, negri în cerul gurii, n-ai ce să le faci. Omul bun e și generos. Când ești generos, ești capabil de admirație. Când nu ești generos, în loc să admiri, invidiezi. Ați spus așa, apropo de bunătate. Nu vom putea niciodată să ne achităm de datorie față de părinți. Dar un părinte bun nici nu așteaptă. Dar cei care așteaptă înseamnă că sunt răi? Sunt nematurizați. Obiectualizează copilul. El e instrumentul care mă va ajuta pe mine când voi fi bătrân. Va avea cine să-mi aducă un pahar cu apă la pat. Ăsta este genul de părinte care stabilește copilului un fel de contract instrumental și a instrumentalizat copilul. Au făcut casă, au băgat toate economiile în ea ca să aibă copilul lor în ce să stea într-o casă nouă și frumoasă. Și copilul lor a plecat. Ori la oraș, ori în străinătate. Și nu se mai vine niciodată acolo. Mai vin din când în când, mai ciocnesc un nou roșu și pleacă înapoi. Asta arată ca un eșec total pentru viața. E un eșec total, e o viață prăbușită. Idealul lor educativ n-a fost să iasă un om fericit din copilul lor. A fost unul care să stea cu mine aici la bătrânețe și să fie cum vreau eu. Să fie cum vreau eu. Îl citați recent pe Kant și spuneați, apropo de instrumentalizare, niciodată doar mijloc, întotdeauna scop. Puteți să explicați un pic? Fiindcă oamenii se instrumentalizează unii pe alții. Și nu e rău, pentru că de multe ori suntem obligați să ne instrumentalizăm. Te rog, mă dăm și un pahar cu apă. Tu ești bolnav, nu te ridici din pat. L-a instrumentalizat așa. Instrument care îți aduce paharul de apă. Și care e limita? Asta e problema. Să nu fie doar instrument. Să fie și scop în sine. Pentru că omul ăla e un univers în sine. E o valoare. În primul rând că reprezintă viața. În al doilea rând că reprezintă un univers de valori și de sentimente care nu-l mai găsești în altă parte. Este unic și irepetabil, fiecare individ. Și în al treilea rând, dacă ești credincios, este o creație a lui Dumnezeu, ca și tine. E sfânt prin asta. Da. În trecut exista aproape ca o instituție sfatul bătrânilor. Mai avem noi astăzi respect față de persoanele în vârstă? Nu, numai s-a pierdut asta, pentru că s-a dezmembrat familia tradițională, care era familia lărgită. La român, familia tradițională era familia lărgită. Nu era doar mamă, tată și copil. Sau copii. Erau și socrii de ambele părți, erau câteodată câte o mătușă, domnișoară bătrână, câte un unchi văduv. Nu-i mai avem. Nu mai trăim împreună cu ei. Bătrânii sunt în altă epocă, sunt formați în altă epocă. Înțelepciunea lui e foarte prețioasă, dar înțelepciunea unui bătrân este prețioasă în ceea ce înseamnă intuiție, un anumit simț al măsurii, un echilibru, un judecată, dar cam atât, pentru că formal, pentru că în ceea ce privește conținutul informativ, informațional al înțelepciunii, devine depășit. E depășit, pentru că epoca e mult, da, totuși, mult prea nouă. Totuși respectul ar trebui să rămână cumva. Păi pentru ce? Respectul întotdeauna e basat pe ceva. Țările din jurul Japoniei care au vrut să o imite
au încercat să vadă care sunt valorile lor fundamentale ca să le implementeze la ei prin campanii de comunicare. Și au reușit. Care era prima valoare pe listă? M-am mirat și eu când am zis. Respectul pentru bătrâni. Ați povestit un pentru episod... Pentru că dă coeziune societății, da. De-aia era o valoare. Ați povestit un episod peste care nu vreau să trec pentru că pe mine m-a marcat și m-a impresionat. Ați povestit despre Mircea Albulescu. Uitați că nu mai țin minte ziaristul care a scris. Ziaristul respectiv era în mașină și se apropia de Piața Romană pe Magheru. Și vede acolo agitație, claxoane, înjurături, urlete. Când vede că un bătrân, înalt și puțin aplecat în față, trecea încet, încet, abia își mișca picioarele, pe treiași de pieton, se făcuse roșu pentru el, el mai avea de traversat jumătate din... Și mare agitație. Zice, am ajuns și eu în dreptul trăsii de pietoni. Unul dintre cei care treceau pe lângă mine cu mașina îl înjură de la volan, îi trimite o înjurătură de aia groasă, zice, n-are produs-o. Atât era de groasă. Și îl recunosc. Zice, era actorul Mircea Albulescu. A trecut, am plecat, am ajuns acasă și seara la știri aflu că astăzi, la ora 16, actorul Mircea Albulescu a încetat din viață în urma unui atac de cord la Spitalul Elias din București. Și atunci a simțit nevoia să scrie și articolul se numește așa, Mircea Albulescu a părăsit această viață într-un cor de înjurături. O valoare artistică. Un om care a făcut zeci de roluri în teatru, sute probabil, dar zeci de roluri în cinematografie, care a educat un popor. Și într-adevăr o valoare în sine, pentru că era un om de o forță de exprimare extraordinară a diferitor idei, concepții despre viață, comportamente. Am învățat de la el și ajunge să... Nu să știe dacă n-a fost o relație oare cauzală. Oare ce a simțit? Domnul Fudor, vă dați seama că poate a fost o relație cauzală? Că poate acele înjurături i-au creat o stare psihică și asta care a dus la infarct? Deci, genul ăsta de dispreț pentru un om că nu e ca tine. Și dacă ești tânăr, e clar, bătrân nu e ca tine. Dacă ești alb, e clar, negru nu e ca tine. Dacă ești român, e clar, român nu e ca tine. Deci acest gen de egocentrism, toate lucrurile au valoare dacă seamănă cu tine și restul nu. Și cu cât sunt mai diferite, cu atât sunt mai demne de plâns. E oribil. Și zice, e oribil? Pentru că egocentrismul e o boală a copilăriei. Un om care evoluează normal nu mai este egocentric. Înțelege că să pune și în locul altora, înțelege rațiunile de comportament ale altora, deciziile altora, ce rațiuni ori fi avut, poate gândi. De ce? Fiindcă a ieșit din cușca propriul său eu și a reușit să înțeleagă lumea. Ori sunt oameni care mor în această cușcă, să uite la lume printre gratii, ca o maimuță la grădina zoologică. Ce sunt gratiile alea? Egocentrism. De asta probabil și vrem să avem dreptate mereu, da, vrem da, să, da, să avem câștigăm niște dreptate. Meciuri, cumva. Da. Pentru noi asta este ca o luptă pentru putere, să avem dreptate, să ni se dea dreptate, nu ne interesează adevărul. Ați spus un lucru care m-a marcat. Important nu este să ai dreptate, important este să păstrezi relația. Nu, e foarte important, că relația e mai importantă decât orice. În primul rând că adevărul e un lucru atât de greu de atins în lumea noastră și pe durata vieții noastre, încât mai bine să punem între paranteze problema adevărului și să încercăm să ne gestionăm corect, frumos, moral, relațiile dintre noi. Mai ales în relații de familie, relații de muncă, într-un colectiv de muncă, într-un birou, într-o biserică. De multe ori le stricăm din nebunia asta extraordinară de a avea dreptate și de a ne impune adevărul nostru. De unde știi tu că adevărul tu e singur? Oare? John Maxwell chiar are o carte care se numește Toți comunicăm, dar puțin stabilim și relații. Foarte bună. Însă noi ne stricăm aceste relații și rămânem de fapt singuri pentru că am vrut să avem dreptate. Are Nichita Stănescu. Da, exact. O poezie splendidă în care spune, cam așa citesc din memorie,
În dragoste, cine vrea să aibă mereu dreptate, e un om singur. Fiindcă noi de-aia nu suntem în stare să ne apreciem semenii. De-aia suntem nu suntem în stare să-i admirăm și invidiem. De-aia nu sărim să-i ajutăm când e cazul. Nu iubim? Nu iubim. Probabil ăsta e și motivul pentru care nu știm să relaționăm. Da. Și cu părinții la fel? Asta este motivul pentru care... Dragostea din tâi s-a răcit. Asta e problema. Și cu părinții la fel. Noi nu suntem în stare să apreciem cu la adevărata valoare efortul pe care l-au făcut ca să ne crească. Sacrificiile pe care le-au făcut. Renunțările de care au fost capabili. De-aia îi spuneam prietenului meu, pomul bun se cunoaște după roadele lui. Pentru că în procesul ăsta de educație se transferă calitatea ta umană, ca părinte, la copilul tău. E ca un fel de transmitere a esenței umane. Câtă esență ai tu în tine, de multe ori tu te mai golești așa de esență umană. Te golești, ești obosit, mai ales la femei când le vezi, câte roluri îndeplinesc femeile dintr-o dată, concomitent. Nu ca noi. Noi suntem, întâi rezolvăm o problemă, trecem la alta. Bărbații sunt monocroni, se numesc. E, femeile au capacitatea de a face mai multe lucruri dintr-o dată. Sunt și om al muncii la serviciu, sunt și mamă, sunt și soție, sunt și gospodine. Sunt, nu mai spun că pe vremea lui Ceaușescu mai cântau și la corul sindicatului. Deci erau cele mai exploatate ființe din perioada comunistă au fost femeile. Ca să fie clar. Alea au fost. Dacă vorbim de exploatarea omului de către om, femeile erau victima. Și de-aia și foarte multe ajungeau până la pensie nevrozate, bolnave. De ce? Pentru că nu mai rezistau la această presiune extraordinară. Așa este și astăzi. Sunt mai multe presiuni pe femei decât pe bărbați. Și bărbatul, până la urmă, se duce cu băieții la o bere. Se duce să vadă un... meci de fotbal. A, nu se duce pe stadion, unde deschide televizor. Lasă-mă că e meciul. Trebuie toată lumea să facă liniște în casă. Are tot timpul niște debușeuri prin care scapă. Femeia nu. Femeia ia tot timpul la rând treburile în care nu se termină niciodată și rămâne un fel de prizonieră între bucătărie și camera copiilor. Asta este problema condiției femei în lumea de azi. Bărbații nu observă întotdeauna pentru că nu au suficientă empatie. Fiindcă nu suficientă dragoste pentru ființa cealaltă. Pentru că dacă îl iubești, ești atent la el. Și observi și slăbiciunile, și insatisfacțiile, și nostalgiile. Sunteți profesor de comunicare. În final, ce sfat ați da celor care ne urmăresc să reușim să ne îmbunătățim relațiile? Că cred că se bazează destul de mult pe comunicare. În primul rând să tăcem până când celălalt termină ce are de spus. Să nu ni se pară că știm dinainte ce vrei să spui, ăla începe să nu, după părerea mea, n-ai dreptate. Asta e cea mai mare mitocănie pe care o facem și care ține de lipsa de civilizație a dialogului pe care o avem aproape toți. Uitați-vă la un film american. Au niște pattern-uri de comportament în comunicarea cu celălalt extraordinare. Și sunt atenți unul la altul și când celălalt spune I'm sorry, s-a oprit. Dacă nu se oprește imediat, ăla zice, am spus că îmi pare rău și ăla chiar se oprește. Nu prea știm să ne cerem scuze. Nu știm. Nici scuze, nici iertare. Sunt bine, zice, îmi pare rău, dar tot așa ai rămas. Deci întotdeauna tot celălalt e de vină. Asta a ajuns până în politica de comunicare a unor instituții, care ies și spun că regretă că au greșit, dar presa e de vină ca denaturat. Deci genul ăsta de arunca vin asupra altuia. Deci, în primul rând, să lăsăm omul să termine ce are de spus. Doi, să-i răspundem exact la ce a spus, nu la ce nu a spus. Să nu-i pune celălalt în gură ceea ce nu a spus. Foarte important. Se întâmplă foarte des, domnul Fudul. Și asta îl face pe celălalt să fie frustrat. Eu trebuie să am un partener când comunic. Nu pot să-l jignesc. Nu pot să numește menajarea imaginii celuilalt. În teoria discursului, e principiul politeții. Politețea asta înseamnă să lasă-l, să nu-i jigni imaginea de sine. Lasă-l să fie el însuși. Pe urmă, după ce i-ai răspuns exact la ce a spus și nu la ce nu a spus, așa, să îi dai feedback. Să-i spui că înțelegi ce a spus sau ești de acord cu prima parte, dar nu ești de acord cu a doua. Ești de acord întru totul cu ce a spus sau îți pare rău, regreți,
ții la el foarte mult, dar nu poți să fii de acord, iată de ce. Și vii și explici de ce nu poți să fii de acord. Toate lucrurile astea, fără etichete. Domnul Fudulu, ce este mai otrăvitor în relațiile noastre sunt etichetările. Ne etichetăm unul pe altul. Jigniri. Jigniri. Dar prin punerea unei etichete. De regulă sunt adjective. Da? Să evităm etichetările, pentru că asta arată superficialitate, răutate, prezumții. Ești prezumțios, adică pleci la niște prezumții. Ăsta e hoț, ăsta mă minte, ăsta nu vrea să muncească. Ăsta. Și te apuci și îi pui etichete care arată, de fapt, care sunt prezumțiile tale despre el. Nu arată, nu este o replică la ce a spus. Iată de ce noi nu avem o etică a dialogului. Și ar mai fi una, să nu ne legăm de lucruri care nu au relevanță pentru subiectul discutat. Nu te legi nici de cravata omului, nici de ce a făcut acum 10 ani, nici de nevasta lui, nici de copiii lui. Te legi doar de ceea ce a spus. Discuți în momentul respectiv și atât. În momentul respectiv. Da. Aia se numește replică pertinentă. Tot ce este în afară se numește nepertinent. Nu are ce căuta. Este irelevant. Vă mulțumesc, domnule profesor Borțun, pentru discuția fascinantă. Aș vrea să ne revedem cât de curând. Cu plăcere. Mulțumim Concelex pentru acest spațiu minunat pe care ni l-a pus la dispoziție și, dragi prieteni, să știți că nu avem taxă pe concluzii, vă aștept să interacționăm. Numai bine!